Mai sunt doar 2 zile până la alegerile locale, ce vor avea loc pe data de 27 septembrie. După o lungă perioadă în care au muncit, au creat strategii și au făcut planuri pentru a dezvolta județul Brașov, reprezentanții partidului ADN au tras linie. Plin de speranță și încredere că viitorul județului Brașov și al municipiului va fi unul înfloritor în următorii ani, membrii Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională sunt pregătiți pentru alegeri. Aflat la prima campanie electorală, candidatul la primăria Brașov, Cornel Onescu, a declarat că discuțiile față în față cu brașovenii a fost cea mai frumoasă parte a campaniei. A fost o campanie frumoasă, o campanie făcută cu demnitate pentru oameni demni. Mulțumesc echipei ADN, mulțumesc tuturor candidaților care au fost implicați în acest proiect politic, mulțumesc susținătorilor sub o formă sau alta și de asemenea, nu în ultimul rând, mulțumesc cetățenilor care ne-au sprijinit și ne vor sprijini în continuare. Candidatul ADN la Consiliul Județean, Ionel Goidescu, este hotărât, împreună cu echipa lui, să contribuie la îmbunătățirea sistemului medical din județul Brașov. Ne interesează și punem accent prioritar pe domeniul de sănătate. Mai mult de atât, venim cu lucruri foarte concrete. Mai mult de atât, în echipa de viitori aleși local se regăsesc medici, lucru foarte concret, colega noastră, Mihaela Albu, aici de față, candidat la Consiliul Local, mai sunt și alți colegi pe care i-am prezentat de-a lungul timpului la Consiliul Județean sau chiar la Consiliul Municipal. Deci ne interesează și cu siguranță vom pune umărul pentru regândirea întregului sistem de sănătate la nivelul județului Brașov. Prezența la vot este foarte importantă. Astfel, candidatul ADN la Consiliul Județean, Ionel Goidescu, a transmis un mesaj tuturor oamenilor cu drept de vot. Îi îndemn pe toți cetățenii județului Brașov, pe toți cetățenii brașoveni să vină la vot și să ne asigure susținerea pentru a fi prezenți în structurile administrației publice locale. Cu promisiunea noastră fermă că ceea ce am spus ne vom ține de cuvânt, că proiectele pe care le-am propus le vom putea implementa și le vom putea implementa doar cu sprijinul și votul dânșilor.